Suntem la dansul stil de viață, ne aflăm alături de Andy. Andy o să ne prezinte pe parcursul emisiunilor mai mulți pași, pași pe care vă invităm și pe voi cei de acasă să îi învățați alături de noi. Andy, te rog să te prezinți și să ne spui ce o să ne înveți astăzi. Mă numesc Andy, am 16 ani, practic acest dans de 16 luni aproximativ. Sunt elev la Colegiul Național Andrei Mureșan și azi vom face topro. Mai precis, Indian Step. Indian Step este primul pas de bază din ceea ce înseamnă Top Rock, adică dansul pe sus din breakdance. Andy o să-mi arate acum proveniența lui. Acest pas s-a făcut înainte în filmele indiene, la vremea în care dansatorii de breakdance au început să facă acest dans. A fost o mare inspirație pentru ei acele filme, mai ales că erau la mod atunci. Mai târziu acest pas a fost adaptat. Andy, dacă poți să ne arăți pasul actual. Deci, după cum se vede, a suferit o serie de modificări și acum să începem cu baza. Avem o poziție inițială, picioarele ușor depărtate, poziție relaxată, mâinile în față. Din această poziție se începe cu încrucișarea picioarelor, se face un pas înainte. Greutatea corpului va trece pe piciorul din față. După care se revine la poziția inițială. Din această poziție se face aceeași mișcare partea opusă. Mâinile au și ele rolul lor. La început, poziția inițială, mâinile stau ușor adunate în față, după care, la primul pas, mâinile se desfac. Revenim la aceeași poziție, mâinile adunate, picioarele normal, din nou se desfac mâinile. Haideți să complicăm puțin treaba. Andy, te rog să faci primul pas. La acești pași poate să apară și greșeli. Una dintre greșeli este aceea că piciorul stă pe toată talpa sau mai rău pe călcâi. Deci aceasta este o poziție greșită. Piciorul din față trebuie să stea ușor pe vârf, iar călcâiul puțin ridicat. Așa, greutatea corpului stă pe piciorul din față. De aici se revine la poziția inițială, poziție relaxată. O altă greșeală, poziția corpului, în momentul în care se face primul pas, mulți greșesc prin a se lăsa pe spate. După cum vedeți, este foarte inestetic și arătăm ca niște păpuși de pluș. Cam astea ar fi principalele greșeli. O altă greșeală foarte gravă este aceea de a ține picioarele drepte. Deci tot timpul fiind un gen al hip-hopului, acest dans se face cu genunchii ușor îndoiți. Există și așa numitul bounce. Tot timpul picioarele se îndoiesc ca și cum ar fi pe arcuri. Thank you.
Al exemplu, cel sărit. Așa, acum mediu. Aceasta a fost lecția de astăzi, sperăm că ați învățat ceva din pașii pe care Andy vi-a prezentat. Andy, mulțumim și sperăm că și altă dată o să ne onorez cu prezența. Pentru ce chestii, vă invit pe toți să veniți la sală pentru că ce să învață mai bine, nu în fața televizorului.